primul joc, o înfrângere, dar un joc bun. Primul joc, da. Nu pun prea mult aspect pe rezultat. Am urmărit alte lucruri în meciul de astăzi. Am avut și 3 jucători care nu s-au pregătit cu noi. E mult de lucru. O să încercăm în continuare să îndreptăm lucrurile care nu le-am făcut cum trebuie și sper că de la meci la meci să arătă mai bine. V-a plăcut totuși ce ați găsit? Ce aveți acum? Da, avem un lot bun, un lot cu care se poate lucra și cred că avem jucători de calitate care pot mai mult decât au arătat până acum. Mulțumim! Sabin, primul amical are semne frumoase. Echipa a jucat, am putea spune, bine, chiar dacă a pierdut. Da, am făcut un joc bun. Păcat că am luat un gol pe o greșeală, dar așa este în cantonament. Suntem și puțin obosiți, este normal venind după o perioadă de pregătire. Din ce am vorbit în vestiar, acum am tras o concluzie că suntem pe un drum bun și trebuie să ne mai pregătim ca să fie și mai bine. Pare o concurență foarte bună pe posturi. Da, suntem câte 2-3 pe posturi. Nu pot să zic decât că este un lucru bun asta. Atâta timp cât este concurență, va fi și o echipă bună. Până la plecarea în cantonament, crezi că se vor limpezi lucrurile, va cerne Sita și se știe pe cine se bazează antrenorul. Da, da, da. Am înțeles că s-a semnat și contractul cu Alex Cotescu, îmi doream foarte mult asta. Este și prieten. Da, mi-este și prieten și din câte am înțeles de la domnul președinte că o să mai vină câțiva jucători, deci o să fie din ce în ce mai bine. Exact cum a zis, până în cantonament o să tragă linie. Mersi. Cristi, iată, a trecut primul test. Cum ți s-a părut echipa? Primul meci, încă nu suntem, de-abia am început și noi pregătirea, încă nu am făcut multe antrenamente cu mingea și se vede, suntem mulți jucători noi, sperăm ușor să ne intrăm în mână și să ne iasă toate traseele, tot ce punem în practică la antrenament. Una peste alta a fost un joc bun, ați arătat bine de pe margine. Da, am arătat bine, mi-am propus mai mult să-i lăsăm pe ei să aibă inițiativa, noi să stăm puțin să-i așteptăm. La când am avut mingea, eu cred că le-am pus și noi probleme. Cum ți se pare concurența pe posturi? O concurență bună, jucători buni. Concurența tot timpul e benefică și cei mai în formă, cei mai buni o să joace. Mulțumesc.